Muzeul Dunării de Jos, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Călăraș, organizează în colaborare cu Școala Gimnazială Carol I simpozionul Oameni și Vremuri 24 ianuarie 1859. Evenimentul a avut loc joi 23 ianuarie de la ora 11 la secția de arheologie a Muzeului Dunării de Jos, situată la demisolul Consiliului Județean Călăraș. Manifestarea a fost prilejuită de aniversarea a 161 de ani de la realizarea Micii Uniri prin dubla numire a lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor la București și la Iași. Participanții la eveniment au fost invitați să viziteze și expozițiile organizate la secțiile muzeului. Ne vedem astăzi aici pentru că mâine este o zi importantă, să se vădurește o zi importantă de istoria românilor. Așa cum știm, 24 ianuarie, 161 de ani de la Mica Uniri. Bun, haideți să vedem cum s-a ajuns totuși aici. Pe parcursul secolului 18, așa cum știm, în mai multe rânduri românii din Moldova și din țara românească, s-au manifestat intenția de a se uni. Acest lucru nu s-a putut înfăptui la momentul acela, dar acest semn este afirmat pentru prima dată în 1821, așa cum știm, mișcarea lui Tudor Călinescu, care angajează atât țara românească cât și o parte din Moldova, urmează apoi pacea de la Ardianopol. Ce se hotărăște aici în 1829? Se hotărăște că domnia fanariotă în cele două țări românești dispare și în 1831-1833 se adoptă reglamentele organice care, într-un fel, afirmau unirea celor două țări românești, în sensul că ar fi mai întâi ar fi urmat o unire vamală, desfințarea bunilor de cele două, ca mai apoi încet, încet să se convocească. Nici acum acest lucru nu s-a putut realiza. În 1856, știm, războiul Crimeei se încheie, Rusia este înfrântă, țările române intră oarecum din nou în dominația Imperiului Otoman. Sunt convocate adunările la tot în 1857, care, surprinzător pentru toată poierina din cele două țări românești, adoptă, hotărăsc că cele două țări trebuie să se unească, să ajunge la Congresul de la Paris din 1858, unde, din nou, mai de puteri, influența lor se manifestă și hotărăsc așa un fel de unire, dar doar între timp, să spun așa, nu și de fapt. Însă, mișcarea unionistă din România reușește, din țările române, reușește ca la 5 ianuarie la Iași să fie ales Alexandru Ioan Cuza și printr-o mișcare deșteaptă, zic eu, 24 ianuarie același domnitor este ales și la București, realizându-se astfel ceea ce și-au dorit românii ca unire. Din punctul de vedere al evenimentelor care s-au petrecut în iarna anului 1859, acestea sunt oareșcum vârful icebergului a ceea ce s-a petrecut, de fapt, cu mult înainte. De exemplu, noi ca țară, noi ca nație, suntem așezați într-o zonă oareșcum favorabilă și defavorabilă în același timp. De ce? Pentru că, după cum vedeți, în această zonă a Europei, adică în zona sud-est europeană, se întâlnesc trei imperii. Imperiul otoman, la sud, Imperiul rus și Imperiul austriac, viitor Imperiul austro-ungar. Faptul că aceste trei mari imperii au atingerea în zona țării noastre a fost pentru oamenii din perioada respectivă un dezavantaj, dar pentru oamenii de astăzi un avantaj. De ce? Pentru că, teoretic și practic, aceasta este o rană deschisă dintre cele trei imperii, iar în momentul în care se va crea statul român, practic punem un bandaj peste această rană și se vindecă din punct de vedere economic, politic, social, Europa în zona Balcanii. Cine este Cuza și de ce Cuza este important? Colegul vostru, Bogdan de la Casa 8A, va citi cine este Cuza, cine a fost Cuza pentru unire, dar vreau să fac o scurtă istorie de dinainte de
evenimentele la care Alexandru Ioan Cuza devine omul în moment. În 1853 are loc un conflict. Începe un conflict dintre două mari rivale, Imperiul Rus și Imperiul Otoman. Pentru ce? Știe să-mi spună cineva? Pentru dominație balcanică. Se numește războiul Crimeei, da? Se încheie războiul acesta în 1856, cu victoria Imperiului Otoman. În momentul acesta, în 1856, are loc Congresul de Pace de la Paris. La Paris, acolo, este invitată și delegația românească. Delegația românească vine cu o propunere pentru rezolvarea zonei, și anume o unire sub conducerea unei autorități străine pentru a garanta unirea, da? Procesul de unire. Bineînțeles că reprezentanții Europei nu acceptă din prima acest lucru. Solicită delegația românești să organizeze în țara românească și Moldova câte o adunare ad hoc, unde, cum știți, sunt favorabile aceștia actului unionist. Și în 1858 se publică Convenția de la Paris, pe baza căreia ar trebui să conducă în principatele române doi domni, două guverne, două parlamente. Da? Cu lucrări comune în zona Focșeni. E, problema se pune în felul următor. Că franceza nu seamănă cu român. Deși sunt surori. Când au spus doi domni, două guverne, două parlamente, n-au specificat și faptul că aceste instituții, aceste funcții de domnie, să fie deținute de două persoane diferite. Românii au luat legea, au citit-o, au citit-o pe toate părțile și au reușit să găsească această portiță prin care să realizeze unirea prin cumul de funcții, adică Cuza. Este domnul țara Moldovei, ales în data de 5 ianuarie și pe 24 ianuarie, adică revenim mâine, acum 160 de ani, în țara românească. Alexandru Ioan Cuza. Alexandru Ioan Cuza a născut pe data din 3 aprilie 1920, Bârlad, Moldova, deci pe data de 3 mai 1933, Heidelberg, Imperiul German. A fost primul domnitor al principatelor unite și al țării naționale România. Prin alegerea sa ca domn al Moldovei, la 5 ianuarie 1959 și al țării românești, la 24 ianuarie 1959, a fost înfăptuită unirea celor două principate. Ales domnitor, Cuza a adus o susținută activitate politică și diplomatică pentru recunoașterea Unirii Moldovei și țării românești de către puterea suzerană, Imperiul Otoman, și puterile garantate și apoi pentru desăvârșirea Unirii Principatului Române prin învățarea unității constituționale și administrative. Aceasta s-a realizat în ianuarie 1962, când Moldova și țara românească au fost format în statul roman, unitar unde, adoptând oficial numele de România, cu capitala la București, cu o singură adunare și un singur guvern. În anul 1966, o largă coaliție a partidelor premii, cunoscută sub denumirea de monstruoasă coaliție din cauza orientărilor politice diferite ale membrilor săi, l-a forțat pe Alexandru Ioan Cuza să abdice. Alexandru Ioan Cuza s-a născut la Bârlad, fiind fiul ispravnicului Ioan Cuza, proprietar de pământ în județul Fălciu și al sultanii sau sultan, membra familiei de origini panagiote cozadine. Aparținând clasei tradiționale de boieri din Moldova, Alexandru primește educație europeană și devine ofițer în armata moldovenească, ajungând la rangul de colonel. S-a căsătorit cu Elena Rosetti în 1844. În anul 1848, precum majoritatea statelor europene, Moldova și țara românească a fost cuprinsă de febra revoluțiilor. Revolta moldovenilor a fost suprimată repede, dar în țara românească revoluționare au preluat puterea și au guvernat în timpul vechi. Tânărul Cuza a participat activ la mișcarea revoluționară de la 1948 din Moldova și a lucrat într-o unire principală. Urmare, inclinațiilor liberale manifestate în timpul episodului moldovenesc, este transportat ca prizonier la Viena, de aici fiind eliberat cu ajutorul britanic. Revenind în Moldova în timpul domniei prințului Grigore Alexandru Chica, a fost numit ministru de război, în 1958, și a reprezentat orașul Galați în divanul ad hoc de la Iași. Prin toată activitatea sa politică, Alexandru Ioan Cuza a susținut continuu unirea Moldovei și țării românești. A fost nominalizat în cele două principate, de către Partida Națională, care milita pentru unire,
în defavoarea unui prinț străin. Ca urmare a contextului politic și a compromisului dintre principatele partide, este ales domnul al Moldovei pe 17 ianuarie 1859, 5 ianuarie după calendarul iulian, și în țara românească pe 5 februarie 1859, 24 iulian, după calendarul iulian. Domnule, dumneavoastră Cuza Voda a fost caracterizată de o nerăbdătoare dorință de a ajunge din urma Occidentului, dar efortul domnului și al prijinitorilor se îndemnă rezistența forțelor conservatoare și a inerțiilor colective. Mai grav, este sub semnul provizatorului, căci domnul Cuza este percepută ca pasager. Țara a avut un domn străin, l-a așezat însă pe cel autoton, dar n-a renunțat la vechea floreanță. În așezarea contextului prietenic, ea îngăduie un provizorat. Alegerea ca domnitor. Colegiul domnesc trece pe sub turnul mitropoliei. După Convenția de la Paris în 1858, marcă puterea lăsa guvernul fiecărui principal român în grijă unei comisii provizorii, formate din trei caimacani, până la alegerea domnitorilor. Principala atribuție a comisiei era aceea de a supraveghea alegerile noilor adunări elective. Campania electorală din Moldova a dus la alegerea unei adunări favorabile, mulțumit cu țara românească. Unii niște moldoveni au putut impune cu ușurință candidatura la domnia colonelului Alexandru Ioan Cuza, care a fost ales domn cu unanimitate de voturi la 15 și 17 ianuarie 1959. Ideea alegerii românii moldoveni și la București a fost oficial sugerată în tenior de către delegația Moldovei, care mergea spre Constantinopol pentru a anunța rezultatul alegerii de la Iași. În țara românească, adunarea electivă a fost dominată de conservatori, care erau însă cindați. Neputându-se pune de acord asupra unui candidat propriu, conservatorii munteni au sfârșit pentru a se radia candidatului Partidului Naționale, care a fost ales la 24 ianuarie, 5 februarie 1959, domnul țării românești. Astfel, România a realizat de fapt unirea, până la 24 ianuarie 1959, bazele statului național modern român. Sprijinul lui Napoleon al III-lea a fost decisiv pentru dezarmarea opoziției turciei și a Austriei față de dubla alegere, astfel că la 1 și 13 aprilie 1959, conferința de la Paris a puterilor garantate dădea recunoașterea oficială a faptului primit de la 24 ianuarie 1959. Ducea l-a recunoscut pe Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al principatelor din 1861. Conform deciziei Convenției de la Paris, la 15 mai 1959 este înființată Comisia Centrală la Focșani, cea mai ca scopul redactarea primului proiect de Constituție din istoria modernă a României și realizarea altor proiecte de unificare legislativă a principatelor. Proiectul de Constituție nu a fost aprobat însă de domnitorul Cuza, Comisia Centrală din Focșani fiind desființată în februarie 1962. Reformele lui Cuza. După realizarea Uniunii, domnitorul Alexandru Ioan Cuza și colaboratorul său cel mai apropiat, Mihai Cogălnicianu, ministru, apoi prim-ministru al României, inițiază importante reforme interne. Secularizarea averilor mănăstirii în 1863, reforma agrară în 1864, reforma învățământului în 1864, reforma justiției în 1864, și așa mai departe, care a fost un cadru important de dezvoltare al țării. Într-o impunere rezistență din partea guvernului și a adunării legii uitoare, alcătuite din reprezentația boierii și a mari boierii, precum și a bisericii, în înfăptuirea unor reforme. Cuza formează în 1963 un guvern sub conducerea lui Mihail Cogălnicianu, care realizează secularizarea averilor mănăstirești, decembrie 1963, și dizolvă adunarea legii uitoare lovitura de stat la vremea 1964. În același an, Cuza supunea aprobării poporului, prin plebiscit, o nouă Constituție și o nouă lege electorală, menită să asigure Parlamentului o bază mai largă și decretează, pe data de 14 august 1964, legea rurală concepută de Cogălnicianu. În timpul domniei lui Cuza a fost conceput codul civil și codul penal din Federația franceză. Legea pentru obligativitatea procesului primar și au fost înștiințate primele universități din țară, respectiv cea de la Iași, 1860, care azi poartă numele, și cea de la București, 1864. Tot în această perioadă a fost organizată și Armata Națională. Aplicarea și exilul. Regimul personal disciplinat de Cuza după data de 2 mai 1964 a provocat nemulțumirea liberalilor radicali, care ulterior au făcut cartelul conservatorii.
Acest pact a slăbit poziția domnitorului și a animat activitatea conspirației coaliției. Din urmărea promovată în epocă de presa favorabilă a lui Cuza, hotărâtă să nu înlăture. Combotiștii au reușit să realizeze partea de câte partea lor o fracțiune armată, colonelul Haralambie, maiorul Eca și tot așa. Și au consens că domnitor să arbice noaptea de 10, 22, 11 și 23 februarie 1966. La aceasta a contribuit însuși Alexandru Ioan Cuza, care numai că nu a luat măsuri în privința patrulelor de acționari, ci într-un discurs, se arată dispus să renunțe la plan în favoarea unui principiu străin, precum prevedea una conferințele divanelor al Bocului 1854. Fapt susținut și de o scrisoare adresată unui diplomat străin. Dar trebuie să vede Cuza scria. Noi, Alexandru Ioan I, conform părinții națiunii deci, și angajamentului ce am luat la construirea pe tron, depun astăzi, 11 februarie 1966, ferma guvernului în mâna unei locotenențe domne și a ministrului ales de popor. Două zile mai târziu, Cuza, împreună cu soția, amanta și cei doi fii, a părăsit Bucureștiul spre Brașov. Estul vieții sale și-a petrecut un exil, locuind majoritatea timpului la Paris, Viena și Wiesbaden. A încercat să revină în țara ca persoană privată, dar nu a reușit. Domnitorul care a înviat în scrisările Consiliului de Miniștri, care a refuzat să acorde permis de intrare în țară. A fost încomandat în viața Biserica Românească de la Palatul Domnesc de la Ruginoasa, conform părinții sale. La mormântarea de la Ruginoasa au participat cel puțin 30.000 de țărani, discursurile funebre fiind rostite de liberare Petre Grădișneanu, Andrei Bizanti, Nicolae Ionescu, Mihai Covălnician. După ce la Primul Război Mondial, o semnă interesantă a fost mutată la Biserica Treierea din Iași.